Ce faceți voi, nebunilor? Ce dragi aveți, mă, voi? Vă place, a? Sanchi Berșuster? Altă bună dimineața, îmi înseninează viața, tu ești forța și dulceața. Mergem în Germania la Köln. Cum fac aia? Lasă-mă că eu n-aiesc că furai bere. Începe războiul. Ne ducem dracu. Păi zi-mi și mie, ce cauți tu cu Lada mea? Dacă Lada aia e gestiunea mea, tu ce cauți cu mâna? Ce cauți, mă, cu Lada, Lada lui? Cu mâna în Lada lui. Pentru o viață sănătoasă, apăsați butonul de like, dați share și lăsați și un comentariu. Ca vântul s-a dus. Facem o probă de cameră. Asta e pentru 8K. Filmează 8K. Dar nu ne trebuie că nu vedem volanul, nu se vede perdeaua, adică nu, nu, nu. Asta e Ultra HD 60 de FPS-uri. Merge mai ceva. Mai bine. Da, mai bine în Full HD 30 de FPS-uri, pentru că putem să facem asta. La celelalte nu mergea să facem, era camera fixă, așa că rămâne asta. Full HD, 30 FPS-uri. Și să vă arăt cum se intră în Olanda. Din Belgia în Germania. Din Belgia în Olanda. Din Belgia în Germania. Din Belgia în Olanda, cum intrăm. Uite așa se intră, nu ca la români. De România în Ungaria. Sau invers. Uite așa se intră. Așa se trece dintr-o țară în altă țară europeană. Suntem în Europa. În Nederland. Așa se intră în Olanda. Frumos. Pur și simplu. Fără controle, fără nimic. Simplu și la obiect, subiect, nebunie. Uite, hai să vă arăt ceva. Ăsta, cu bicicleta, trece din Olanda în Belgia cu bicicleta, pur și simplu. Deci, da, se poate.